Acum ești singur în acest pat, ascultând vocea mea și nimic altceva. Eu o să număr de la 10 la 1, iar între timp tu simți cum corpul tău se relaxează. 10. 9. 8, 7, 6, ești grea, ești relaxat. Din acest moment, orice zgomot sau sunet ambiental te relaxează și mai mult. Din acest moment, orice mișcare din jurul tău te trimite și mai adânc în profunzime. Cinci. Patru. Trei, doi, ești grea, ești relaxat. Acum, eu o să număr de la 1 la 3. Iar între timp tu mergi să o găsești pe Dana. 1, 2, 3, O aud undeva în fața mea, dar nu o văd. Tot îmi spune, am venit, am venit. Sunt prezentă. Din ce cauză nu o vezi? Văd în fața mea o elice cu trei brațe. Da. Și mai văd, nu știu, un avion, parcă e pus sau... E ca și cum ar fi în zbor și eu sunt deasupra lui. Dar totuși stau în picioare și văd acel avion cu vârful în sus și cu aripile orizontale cu pământul. Ce legătură are acest avion sau această elice cu Dana? Nu știu, Dana parcă ar repara la acel avion, parcă o văd în salopete. Ok, merge aproape de ea. Da. Și întreabă de Da. O vezi ca femeie? Ca pe un bărbat. Și un bărbat sur. La vreo 65 de ani. Întreabă acel bărbat în ce an sunteți? Bun. Ce legătură are acel bărbat cu Dana?
simt o legătură de familie. Întreabă-l pe acel bărbat. Tata, îmi vine tata, tata, ceva de două ori tata. Or o fi bunicul dânsei sau, da, văd o legătură de sânge cu acest om. Bun. Întreabă-l cum se numește. Mihai, Cum mă las numele. vorbesc cu el? Da. Mihai, mă auzi? Da. Cine ai fost tu pentru Dana în viața ei actuală? Tatăl ei. Bun. Cum te simți? Împlinit. Unde ai ajuns? Ai ajuns acasă? Sunt într-un loc unde mă simt bine, bucuros, liniștit. Asta cred că este cel mai important. Dacă tu te simți bine și ești fericit, e perfect. Vrei să-i transmiți ceva, Danei? Este juvaierul meu. Da. Este lumina mea. Sunt mândru. Pentru femeia care a devenit. Îi simt respect. Și mulțumesc. Atât. Îmi place energia ei, îmi place construcția ei ca om, ca fire, caracter. Îmi place tenacitatea ei. Și îmi place că a înțeles ce trebuie să fac. Și încă ceva mai place. Tăria ei de om. Și încă o dată îi mulțumesc. Bun. Cred că și ea îți mulțumește. Pentru că dacă n-ai fi fost tu, ea nu ar fi ajuns femeia care este acum. Eu. Vreau să mai ne uităm după ceva. Ești de acord? Da. Bun. Lasă-mă puțin cu mâna, te rog. Mâna. Da, dragă. Ia-l, te rog frumos, pe tatăl Danei și mergeți în ultima lui reîncarnare, când a fost tatăl Danei, și observă, te rog frumos, cauza morții lui. Sau dacă știe el, să spună de acum.
în dreptul toracelui o energie foarte mare, Ce culoare? albă, e ca și cum ar fi scurcitat, ca și cum s-ar fi întâmplat ceva în corpul lui, ceva la nivel energetic, un scurt circuit, îmi vine să zic, sau Da. ceva. Cine a provocat acest scurt-circuit? Nu știu, parcă s-ar fi aprins din interior. Ei, văd toracele foarte, foarte, foarte luminat. Și apoi ușor s-a stâns. Acest mona, Da. acest scurt-circuit energetic, cărei boli îi corespunde în corpul uman? Știu, văd Dragoș, după ce a avut loc acea lumină, acea aprindere, văd în toracele dânsului, deodată parcă s-a așternut așa o, nu știu dacă e corect ce zic, liniște în corpul lui și din plămânii văd sângerii. Da. Inima la fel de sângerie. Văd sânge în plămâni. Ca și cum ar fi o hemoragie. Toate aceste energii sau toate aceste rezultate se datorează cărui fapt sau cui se datorează? Vrei să mă uit să văd dacă a fost o entitate care ar fi Da, făcut așa ceva? da. De unde a pornit toată această problemă, să mă exprim? Nu știu. Îmi vine cuvântul hemoragie. Ok. Nu știu. Nu vine acum să. Energia lui, parcă. Energia, nu știu cum să-i explic. Ceea ce s-a întâmplat în corpul lui, văd ca și cum ar fi. Știi cum e să faci experimente la chimie, Dragoș, cu spiritul? Fac copiii la ora de chimie cu spiritul. Ei, și când dai foc la spirit, se împânzește așa focul peste tot, pe toată suprafața spiritului. Așa văd o Pe energie de asta. acea energie cheamă să vină în fața ta entitatea care a fost răspunzătoare pentru acea energie. Percep o, într-adevăr, o entitate, dar parcă se cufundă cu acea energie și parcă mi-e Spune-i. tare greu să o disting în focul ăla. Nici nu trebuie să o distingi. Spune-i să iese din foc și să ia o formă în fața ta. Ceva care se învârte ca niște petale de flori. Care se Ok. învârt, care se învârt ca o elice. Atinge acele petale de flori, citește informația ADN și vezi adevărata formă. O să-mi ridic un pic vibrația, Da, Dragoș. da. Nu este doar o singură entitate, sunt trei. Ok. Din ce specie fac parte? Le văd luminoase. Este energia lor, entități cu lumină. Care Au din venit la corpul acestui domn de parcă.
nu neapărat să-și ia partea lor, ci doar parcă ar fi trebuit să fie în acel moment când acest domn moare. Nu să se asigure că moare, dar trebuiau să fie acolo. Zi, Dragoș. Merge exact până în momentul când s-a întâmplat și spunem ce vezi. Simt un miros de pește în jurul meu, Da. în jurul acestui domn. Miros greu. Da, nu le percep aceste entități, parcă e o frăție, e un trio. De asta se și mișcă pe un suport tot timpul. Bun. Pentru a nu fi văzute, pentru a nu fi înțelese. Care dintre aceste entități vrea să vorbească cu mine? Una dintre ele îmi vine numele de Maria, dar nu știu de ce. Ok, mă las să vorbesc. Da. Maria, mă auzi? Da. De unde vă procurați voi lumina? De la spirite ca acesta. Ce ați făcut acestui spirit de a-ți luat lumina? Știam că va sfârși și am venit să culegem înaintea altora tot ce era luminos în iad. Din ce cauză a avut loc acea explozie energetică în el, ca să mă exprim așa? În urma unui șoc. Din ce cauză a fost acel șoc? A venit o căzătură, o izbire. Ori a căzut din picioare, ori o izbire, ceva, un șoc. Nu termic, un șoc al corpului fizic. Și a avut loc această explozie în el. A fost o moarte fulgerătoare, pot spune. De asta și căutăm asemenea morți. De ce? Este o ironie că la un corp cât uși de cât sănătos, care funcționează corespunzător la o moarte rapidă, energia iese sub o anumită formă și e mult mai... parcă am luat-o direct de la el, ca și cum ar fi viu. Bun. Rămâi acolo, lasă-mă cu mâna. Mâna. Da, Dragoș. Acum, cheamă pe Dana să vină în fața ta. Da. Ea este? Da. Ce ai, te doare ceva? Nu știu, am o lovit. Nu știu, nu lovit. Simt așa o gheară în piept. O să Știi număr. cum e senzația parcă ai avea stop cardiac, așa și... Mona, Da. o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut orice senzație îți va dispărea. 1, 2, 3. Ești ok? Pare că mă curentează ceva, nu știu ce Dumnezeu. Cine sau ce? Aici Spune. simt curent, parcă Ok. e curent de electricitate. Spune acelei entități care se joacă cu tine să ia o formă în fața ta acum. Mona.
și nu văd, nu văd, simt o energie în fața mea, dar nu văd. Care e nivelul vibrațiilor tale? 900 de mii. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de 2 infinități. 1, 2, 3. Acum, creează rapid de tot o sferă la această vibrație. Ai creat-o? Poftim? Intră în sferă. Ok, perfect. Acum uită-te de jur împrejur și vezi de unde îți venea această energie care te curenta sau cum spui tu. Hai de mine. Te ascult. Știi cum sunt, Dragoș? Mă uit în jurul meu și văd o... sau mai bine zis, văd un perete de energie de parcă ar fi scurcitat peste tot. Deci ca și cum aș fi într-un cilindru. Ok. Cine, de unde a apărut acest perete? Cui aparține? Văd multe entități în fața mea. Sunt sub forma unor entități transparente. Mă înconjoară toate, toate sunt Ce în vor? jurul meu. E absurd, îmi vor energia mea. Care dintre aceste entități vrea să vorbească cu mine? Sunt foarte, eu pot să spun așa, le simt rele. Ok. Vrea careva să vorbească? Sau nu? Este una în stânga mea care vrea să vorbească. Cum se numește? Virleana. Virleana. Da, Virleana. Mă las să vorbesc? Da. Virleana, mă auzi? Da. Ce ești tu? O entitate cu lumină. Serios? Și restul cine sunt? Suntem toți la fel. Suntem ca niște vampiri care avem nevoie de energie. Voi toate aceste entități de lumină, entități cu lumină, pardon, sunteți în legătură cu cele trei entități care au venit în sesiunea asta și care l-au vampirizat pe tatăl Danei? Da. Deci care este legătura între cele trei entități și voi toți? Ne-am format, sau cum să spun, depindem sau luăm energia de la corpuri energetice în același fel, vampirizând. Ce faceți cu această energie? Devenim mult mai fluizi, ne hrănim. Și manipulăm. Care este nivelul vibrațiilor voastre? 3.000. Doar 3.000. Momentan. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor voastre va fi 100. 1, 2, 3. Te simți bine? Nu. Ghinion, du-te și vampirisează pe cine vrei. Lasă-mă cu Mona. Mona.
Mă simt mult mai bine. Ok, perfect. Parcă sunt lăsată în pace. Deschide-le un portal și să plece toți prin acel portal. Cât de morți erau. Păi presupun că în asta consta puterea lor, că ca și vibrație 3000 fix fix. Dar dacă era 1 milion, ori 3000, atunci da. Puterea lor stătea în numărul lor. S-au plecat? Da, și-au luat și acel ecran al lor care e scurcit, da, peste tot. Bun, perfect. Înainte de asta ți-am spus să o chem pe Dana. A venit? Da, este în fața mea. Atingiu, citește informația ADN și fii sigură că este ea. Da, este Dana. Bun. Acum, spune-i Danei să-l atingă pe bărbatul care zice că este tatăl ei și să fie sigură. Să-i citească informația ADN, să fie sigură că este el, acea persoană cu care am vorbit. Da, este tatăl dânsei. Bun. Acum că nu mai sunt acele entități cu lumină, îl mai întreabă-l odată. A ajuns unde este locul? Este ok? Se simte bine? Îmi spune că este liniștit acolo unde este. Spune că avea nevoie de acea liniște. Ok. De parcare momentele lui de gândire, de reflectare la ceea ce a fost în viața aceasta și ce a făcut. Bun, perfect. Mulțumește atunci și să continuăm. Spune-mi, te rog, cum o vezi pe Dana din punct de vedere energetic? Are un câmp energetic, dacă pot spune așa, liniștit. E ca și cum ar fi împăcată cu ea însăși, dar în dreptul gâtului, a urechilor, a tâmplelor, a nasului, pot să spun, este un gri spre negru. Imediat doar Bun. aici m-am uitat sus. Așa. Ok, la piept, la torace, în partea inimii e un pic închisă, e un gri verzui. Mâna dreaptă, de la cot în jos, spre palmă, o văd, pot să spun, gri. Un gri mai închis. Abdomenul, într-adevăr, îl văd un pic. Are nuanțe, intercalează și energia aurie și energia mai închisă la culoare. Văd pe la jumătatea abdomenului, deci de la plexus solar până la bazin, îl împărțim în două. Văd o dungă, văd un cerc acolo. Ok. În partea dreaptă jos, prin zona apendicelui, pe partea bazinului, văd închis la culoare. Văd aici, în partea stângă, în dreptul aparatului genital, tot așa o dungă neagră verticală. E Da. ca și cum ar fi partea uterului, partea stângă a uterului cu probleme. Piciorușele. Mai văd ceva, totuși un punct negru deasupra vezicii urinare, totuși. Îl văd chiar, e un punct foarte negru și foarte bine evidențiat. La piciorușe. Are piciorușe frumoase, dar un pic strâmbe. Ca formă. Atât. Are și tot așa intercalată energia aurie cu energie mai închisă la culoare. Mai ales în partea dreaptă a piciorului drept, de la genunchi în jos și talpa piciorului drept. Bun. Rest e o paletă de culoare. Bun. Da. Deschide un portal intradimensional în fața ei. Da, am deschis.
O să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile care nu-i aparțin vor fi absorbite de acel portal, toate energiile care sunt în ea, cu ea și pe lângă ea. 1, 2, 3. Cu mâinile energetice ale ei, Dana își scoate de pe cap o mască mare, pot să spun, îi depășește capul cu mult. E grea, dar o dă jos. Are ca și cum ar fi un dragon. Singură își dă jos. Am un dragon mare. Da. Din pieptul ei iese o energie roșie. O văd cum iese din dreptul inimii, dar mai mult din centrul pieptului și a inimii, da, iese o energie roșie, dar un roșu ca de sânge. Era o supărare, o frustrare de adânse, era ceva acolo ținut și nu trebuia să-l țin așa de mult timp. Din abdomen îi ies o energie. Din bazin îi ies o energie sub formă de V sau de A. Intră în portal. De la piciorușe, din dreptul genunchilor și din stângul și din dreptul ies două energii închise la culoare. Din abdomen totuși ies o energie în continuare neagră. În piept deja se zbate o entitate să iasă din trânsa. Să rămână acolo. Da, rămâne acolo. Și se scurge, pot să spun, din urechea stângă o energie neagră. Îi curge ceva din urechea neagră, din urechea stângă o energie neagră, da, se scurge pe pieptul ei și apoi ca un fir așa energetic se duce în portal. Da. Cam gata, cam astea sunt energiile, restul ce au rămas se vede că este o entitate sau chiar două entități sunt. Bun. Gata, închid portalul. Da. Energetic. Da, ok, gata. Bun, perfect. Acum transmite-i Danei mental să le zică absolut tuturor entităților care sunt în ea, cu ea și pe lângă ea, să se deconecteze complet de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Spuneam la început că Dana, cu mânuțele ei energetice, își dă o mască mare jos de pe cap, sub Da. formă de cap de dragon. Îmi transmite că ea știa că există acea energie în capul ei și de asta vrea să o dea singură jos de acolo, o energie, ceva, simțea că e ceva acolo. Avea o confirmare, pot să-ți spun, că era ceva acolo în căpșorul ei. Sau pe căpșorul ei, mai bine zis, îl dă jos. Într-adevăr, e capul și gâtul unui dragon. Da. Așa, în pieptul ei. Că, pot să spun, parcă Dana ar fi avut puterea să pună acea entitate, de fapt să o controleze, să o pună într-o cușcă, cu toate că stătea întrânsa în pieptul ei, în toracele ei, a știut să-i limiteze spațiu, pot să spun. Exact cum spuneam, este o femeie care știe ce vrea, este o femeie foarte, cum să spun eu, sigură pe ea, este stăpână pe ea. Cred că e cuvântul cel mai potrivit. Da. Are un caracter foarte, foarte puternic ca femeie. Rar găsești la femeie asemenea caracter. De obicei, bărbații îl dețin.
Nu pot să spun că este o femeie dură, dură în sensul constructiv, nu e o femeie rea sau nu. Da, am Este o femeie înțeles. care știe ce vrea. Așa, și a reușit acea entitate din toracele ei să o țină, cu toate că nu știu de ce a acceptat-o în ea. Eu nu înțeleg. Ok, scoate acea cușcă, colivie, ca să spunem așa. Și o pune, o dă jos din toracele dânsei, o pune jos lângă ea. Ceva de genul, vine un rău necesar. Nu știu de ce. Nu știu dacă e o gândire bună, cel puțin cum aș ști eu telepatic, acea entitate parcă i-a aducea tot timpul aminte că trebuie să fie mai bună și mai puternică. Da. E interesant așa ceva. Mă mai repet din nefericire că într-adevăr în fiecare sesiune văd câte ceva nou. Acum, într-adevăr, chiar e ceva nou. Deci o entitate omenească să țină în frâu o entitate dintr-o asta la altă, dar să o accepte în același timp. De ce nu-i... Ca să faci chestia asta, chiar trebuie să fii tare, să mă exprim așa. Exact, asta și spuneam, e o femeie foarte dură, e o Dar femeie extraordinară nu e nimic imposibil. ca putere, da, exact. Ok. Deci, cum ar fi venit acea entitate care a venit la dânsa din vânător a devenit vânat, știi? Ceva de genul. În Dana. Bun, Bun. astea două entități sunt momentan. Deci ai zis Dragonul, dragonul capul de și... dragon, cu da, și această entitate mică din Colivie. Dar să nu râzi de mine, Colivia nu e atât de mare. Și nu văd entitatea, adică îi văd mișcarea în Colivie, dar nu o disting ce formă are. Bun, perfect. Au ieșit, s-au deconectat de? Da. Bun, cum se numește acest dragon? În loc să-mi spună cum îl cheamă, îmi spune că de la el, Dana, a învățat, sau mai bine zis, inteligența, a folosit-o de la el, ceva de genul îmi spune. Ok, Viclenia, în ghilimele, a învățat-o de la el. să-ți spună numele. Îmi spune că îl cheamă Mateus. Mateus, mă las să vorbesc cu el. Da? Mateus, mă auzi? Da. De cât timp ești tu cu Dana? Par de o viață, dar suntem doar de 34 de ani împreună. Cum de ai venit la ea? Era în timpul școlii. Vroia să fie mult mai inteligentă decât colegii ei. Da. Simțea nevoia unui plus valoare în viața ei. Da, și? Și am venit. Ca plus valoare în viața ei. Și ca minus valoare, ce ai adus în viață? S-au anihilat anumite emoții, trăiri în mintea și în sufletul ei. E ca și cum am fi echilibrat balanța. Și din punct de vedere fizic, la corpul ei fizic, ce problemă ai cauzat? Eu am stat foarte mult în cutia craniană a ei, în gât,
Și uneori stăteam și în inimă, dar foarte puțin. Deci. Mintea, i-am manipulat-o mult. Mi-a dat voie uneori să-i ating anumite conștiințe ale ei. Ochii. Da. Ce se întâmplă cu ochișorii ei? Pot să spun că am slăbit vederea. De ce? Deoarece energia care hrănea ochișorii era folosită în alte părți ale creierului. Pot să spun, am supradezvoltat anumiți centri din creier și i-am sărăcit pe alții, ca să zicem așa. Cât s-a putut să menținem o balanță. Bun. Ai zis ochii. Ochii. Infecțiile urinare? De la cine au fost? Nu. Bun. Nu, nu. De Bila? la mine a mai fost Bila. Da, de la mine a fost într-adevăr o deficiență biliară. Colonul. Nu. De la cealaltă entitate. Probleme cu pielea. Da, de la mine au fost. Ce a avut cu pielea ei? Pe pielea ei sunt mici puncte negre, capete energetice de frecvență joasă. Pur și simplu am luat iar substanțele nutritive care hrănea aparatul dermic. E ca și cum aș fi făcut niște găuri în piele, dar oricum, e ca și cum aș fi făcut pielea dânsei precum creta, precum găurile din cretă, pur și Da. simplu. Bun. Are rost să întreb de problemele de concentrare mentală? Nu, bineînțeles că eu. Oboseala? La fel. N-are chef de viață? Da, este și greșeala mea. Greșeala ta de ce? Acum să-ți explic, noi doi, eu cu Dana, am comunicat foarte mult și parcă pot să spun că ea a învățat de la mine, eu am învățat de la ea. Și ne concentram foarte mult doar pe anumite segmente și de aici au intervenit aceste deficiențe. N-am lăsat ca tot creierul să lucreze la capacitate maximă, ne-am concentrat doar pe o anumită parte. De ce i-ai provocat tristețe, supărare, irascibilitate? Dar e normal să fie așa. De ce? Că i-am anihilat aceste trei emoții. Deprimare, furie? Da, i-am anihilat stările pozitive, căutând doar partea logică a firii ei, partea materială a firii ei. E normal să se întâmple asta. Trebuia de Bun. undeva să ne luăm, să-mi iau energia, să o pot satisface, să zicem așa, pe planul care și-l dorea ea. Ok, atunci de ce nu este agreată la serviciu? Am închis-o în ea. Ea vrea mai mult, mai mult, mai mult și pot să spun că uita să comunice.
Într-adevăr, este bună în ceea ce face. Asta și-a dorit. Dar anumite trăiri le-a uitat, pur și simplu. O întrebare. În timpul meditațiilor care încerca să le facă, ai idee cine a atacat-o? Sau poate nu a fost atacată, poate a fost interferată. În altă ordine de idei, de ce nu a reușit să vadă nimic în aceste meditații? Parcă era stopată. Mintea ei parcă De era pe către cine? stand-by. De către cine? Nu ajungea niciodată în acele meditații, la anumite stări, trăiri, n-avea cum. De ce? Parcă funcțiile din creierul dânsei sunt oprite, sunt stagnate pe o porțiune de 64%. Nu din cauza ei, clar. Nu. Deoarece undeva în suflet există un motor, pot să spun așa, care își dorește de la un anumit timp, nu de mult, de să zicem 4 ani, să retrăiască. Simte nevoia să retrăiască și s-a aprins aici undeva în dreptul inimii, deasupra inimii, s-a aprins o dorință de viață. De acum Ok. 4 ani, bine, 4 ani. Nu, ea nu poate, oricât ar dori să mediteze, nu poate să stea în anumite, să aibă anumite trăiri în acele meditații. De Bun, către cine? da. Este o entitate în spatele ei tot timpul, neagră, stă în umbră, n-are cum să o vadă. Cine este această entitate? O cunoști? Nu o cunosc, dar îi simt și eu prezența. Dar niciodată nu iese în mica lumină sau vaga lumină care o înconjoară pe Dana. Tot Bun. timpul stă în umbră. Ok. Mulțumesc. Rămâi acolo. Lasă-mă cu mână. Da, Dragoș. Cum să... Într-adevăr, văd o entitate în spate, în umbră, în spatele Danii. Spune-i să facă un pas înainte ca să o percep mai bine. Este ca o umbră, exact cum le percep eu, Dragoș, cu umbra și acoperite cu o pelerină. Cum se numește, întreabă? Tau, sis, tau sis, tausis. Bun, mă las vorbesc. Da. Auzi, mă auzi? Ce cauți în spatele Danei? Aș putea spune că o urmăresc, De ce? dar nu o urmăresc, pur și simplu o supervizez. De ce o supervizez? Nu
datorită mentalității ei și energiei ei negre. Ce energie neagră are? Energia autoimpusă De către cine? de către ea, datorită dorințelor ei. Nu interferesc cu ea, pur și simplu o urmăresc, stau lângă ea. Și atunci de ce din cauza ta, sau nu, atunci de ce tu ești cauza din care, din cauza, tu, din cauza, tu, din cauza ta nu poate să intri în meditație? De ce nu o lași să intre? În primul rând, m-ar vedea pe mine datorită faptului că ne asemănăm într-o oarecare măsură ca energie. Nu prea cred lucrul ăsta. Ba da, deoarece Dana, pentru anumite dorințe ale ei, într-adevăr, inconștient, pot să spun, a ales să-și dezvolte anumite capacități intelectuale în favoarea celor a inimii. Mă iei cu gogoși din ăștia sau cu castraveți de mă fac să râd. Care-i problema dacă eu, de exemplu, renunț la sentimente pentru a gândi mai mult? Nu este absolut nicio problemă. Corect. Păi și atunci? Așa este, Păi dar și îți atunci de ce? formezi o anumită energie. Ce Câmpul energie? tău, câmpul tău energetic ar vibra altfel. Ăștia sunt doar niște povești pe care poți să le spui la niște copii mici și care să te și creadă. Posibil. Dacă nu știai, creierul este al doilea dar primit de la divinitate. Dacă nu-l folosim, suntem niște bivoli. Așa este. Deci atunci cum poți să-mi spui că dacă Dana vrea să gândească mai mult, își provoacă energie negativă. Nu. Pentru a avea acest echilibru și pentru a-ți dezvolta anumite părți ale creierului, e normal să nu-ți hrănești și partea cealaltă. E ca și cum ai uita-o, doar ai uita-o. Nu zic că și l-a pierdut. Nu este absolut nimic rău în lucrul ăsta. Chiar este neinteresant să spui, vai, sunt din lumină, îți transmit lumină, bla 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 bla. Și tu îi dai în cap la un omor în șoarec. Ai făcut un rău. E o diferență. Dacă renunți la sentimentele umane, ca să zic, asta nu înseamnă că le denigrezi. Mi-ar place această entitate să sălășluiesc în ea. Oh, serios? Și eu aș vrea. Dar Nu și ce? înțelegi. Ce nu înțeleg? Ia, explicăm tu. Nu înțelegi dorința mea. Eu te înțeleg pe tine că tu de-abia vrei. Hai să facem o afacere. Vrei să-ți las locul meu ca să stai în ea? Ai ceva în tine. Posibil. Un pui de energie. De care pui? De-al meu, să ziceam. Poftim?
energie de frecvență joasă la în zona abdomenului. Păi gândește-te că umanitatea este creată în dualitate. Trebuie să știm și binele și rău. Fiecare avem în noi și o parte bună și o parte rea. Dar Parcă de... avea o dimensiune în abdomenul tău. E, păi ia, uită-te, cine e maică mea? Poate înțelegi mai multe. Dar depinde cum folosim această energie. Deci, vorbă multă sărăcia omului. Batem palma, facem afacerea, îți cedezi locul? Nu. Păi? Ești alunecos, nu? Măi, prietene, ideea e în felul următor. Nici eu, nici nimeni nu avem voie să intrăm în corpul energetic sau în corpul fizic al nimănui. Din punct de vedere uman, dacă faci lucrul ăsta, se poate traduce ca viol energetic. Nu știu, n-am încercat și nici nu vreau să încerc. Nu poți intra în nimeni fără acordul lui. Mă bucur că nu ai luat plasă. Oricum căutam o portiță, dar E, momentan n-am avut-o. culmea culmilor, toate portițele ți se vor închide de acum încolo. Pentru că Dana nu vrea să fii nici cu ea, nici în ea, nici pe lângă ea. Ceasul rău, pisica neagră. Da. Na, păi vezi, pierzi Oricum. timpul. Am stat deoparte. Din mărinimia inimii tale, presupun, nu? Nu sunt nicio formă. Na, păi vezi. Sunteți ca niște Datorită câmpului ei energetic. rechini. Așteptați să facă om o greșeală și vă repeziți în el. Așa că lasă vrăjelile căsături. Bun. Știi, Lasă. multe. Lasă-mă cu mâna. Mâna. Da, Dragoș, văd în jurul Danei un câmp energetic format de ea. E Perfect. ca o sferă. Bun. Transmite-i mental să-i transmită acestui tântălău că din acest moment nu-l mai vrea nici în ea, nici pe lângă ea, nici cu ea, nu-l mai vrea deloc. Să-și deschidă un portal și să se ducă unde vrea el și să Și nu a se mai întoarcă. deschis. Și a și plecat. Perfect. Revenind la entitatea din colivie, Da. o să număr de la 1 la 3. La 3 colivia va dispărea, iar entitatea va fi liberă să o vezi și să o observi. 1, 2, 3. Nu, reptilian. Oho, cum se numește? Reptilian, dar gen crocodil, Dragoș. Ok, Îi perfect. văd botul de crocodil. Dă-l în Dumnezeu, cum se numește? Care-i numele lui? Prom. Promos. 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 Mă las vorbesc? Da. Promos. Da. Ce faci, dragoste mică? Cum ai nimerit-o într-o cușcă? Nu știu cum, dar n-a fost bine. Culmea culmilor, voi ăștia care vă credeți cei mai puternici, rupeți, spargeți, mușcați, ți-ai luat apă? Nu se va mai întâmpla vreodată. Rușinea mea Să știi, eu m-aș bă, m-aș, mare. să te transformi în struț, să te bași cu capul în pământ. Ți-ai luat, deci tu îți dai seama, hai de capul meu, deci de nedescris. Cum poate o femeie să te prindă
să te bagi într-o colivie ca pe un papagal. Ups, scuze, canar. Nu contează că e femeie sau bărbat, e ființă omenească și asta este dezastru. Ups. Presupun că o să primești o medalie de onoare de la specia ta, nu? Primesc o mare rușine. Nasol, moment. Cum vrei să-ți speli tu această rușine? Nu am cum. O voi fi în disgrația tuturor semenilor mei. Știi cât de mult îmi pare rău de tine? După sesiune promit că plâng vreo 5 ore. Parcă voi sunteți mai rău ca noi. Mai răi ca noi sunteți. Ai, nu, serios, de ce? Tot timpul poți să mă consider rău cât vrei, dar tot timpul când întâlnesc un om, cum spui tu, care știe să se joace cu voi și mai mult, să te pună într-o colivie, sunt în stare să-i ridic statuia acelui om. Vezi? Nu sunteți decât niște trompete. Da. Cum zici tu, simte-te bine. De data asta să știu, chiar mă simt foarte bine. Bun. Cam de cât timp ți-ai luat țeapă? 5 ani. 5 ani, 12 luni, 72 de luni, ho-ho. Super. În cazul ăsta chiar nu știu ce să fac. Să-ți dau drumul, să te pun la loc. Tu ce dorești? Să plec. Mi-e greu. Am devenit din ce în ce mai greoi. Și O să... parcă mă îngreuna energia ei. Oh, prințesa mică. Bun. O să pleci cu o condiție. Lasă-mă cu Mona. Mona. Da, dragoș. Întreabă-te, rog frumos, pe Dana, care este voia ei cu această cu acest gușter, șopârlă, crocodil. Vrea să-l rujeze. Nicio Vai de mine. Și ideea problemă. așa pe boss. Spune Wow. să-i transmită că dacă vrea să-i dea drumul, trebuie să zâmbească foarte mult cu dinții beliți în afară ca să poată să fie rujat. Doamne, doamne, deci știi cum să faci foc și par, pur și simplu. O că nu este suficient, câtă rușine am durat. Mai trebuie să fii și umilit. Este o condiție dacă vrea să plece, dacă nu înapoi în cușcă. Eu ce Nu, să-i vrea fac? să plece, vrea să plece, clar, vrea să plece. Doamne, dar știi cum îl simt? Parcă era încătușat în acea cușcă. Parcă mi-arată niște lanțuri prinse de lăbile lui din față și parcă se plânge așa ce tratament a avut. Ce chestie, îți dai seama? E vânătorul vânat. Exact. Bun, hai să nu mai ne facă să pierdem timpul aiurea, să-și belească dinții, să fie rujat și după aia poate să pleacă, plece. E simplu. În 2 minute se rezolvă. Se uită la un loc din abdomenul Danei. Da. Ca și cum ar fi o, nu știu cum să-i explic, nu trompețică, ca și cum ar fi, nu. Imaginează-ți un pocal și sub forma unei flori aici, așa în zona asta, chiar în zona asta, partea stângă, jos deasupra ovarului stâng, parcă văd acolo că ar fi pus ceva acolo. Ok. O sferă mică, 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 mică care ar fi pus-o acolo în zona ovarului. Mona, o să Da? număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate
implanturile vizibile, invizibile, energetice și non-energetice de tip vechi și nou vor străluci astfel încât tu să le poți vedea mai bine. 1, 2, 3. Da, Dragoș, exact dunga aia care am văzut-o la jumătatea abdomenului este, de fapt și de drept, un disc, dar este unul mai lătut și unul mai îngust deasupra. Le scoate pe amândouă. Acea tropință. Să zicem trompetă, jumătate de trompetă, dar mică, mică, sau acel pocal care era deasupra ovarului stâng, îl ia, tot cu sferă, de parcă ar fi o sămânță de-a lui pusă acolo, la gestație, nu știu cum să-i explic. Vroia, avea de gând, cred că, să o folosească pe Dana ca, să zicem, Incubator. exact, să ducă la bun sfârșit o... Nu știu, o larvă, ouă, nici nu știu. Așa. Aici la fiere, mă uit un pic la ficățel. Nu știu dacă Dana simte durere în zona asta, cu toate că normal ficatul nu doare niciodată, dar într-adevăr, de la fiere îi vine o durere. E ca și cum ar fi coaptă, o durere de aia coaptă, ca și cum e momentul să ia măsuri neapărat, nu știu, ori de operație, ori de ceva. Așa. Stomacul parcă ar avea ceva crescut pe din afară, nu știu cum, parcă ar avea niște aripioare stomacul ei. Ceva ce nu îi aparține, clar. Da. Și vedeam la un moment dat, într-adevăr, aici, în drept, o pată neagră, foarte bine conturată, deasupra vezicii urinare. Parcă ar avea ceva acolo, nu știu, vine chist, vine fibrom, dar nu chist, vine cuvântul chist. Un chist ceva are o problemă aici, așa. Bun, Mona. Da. Eu ți-am spus că Și implanturile, da, și da. implanturi și ce mai văd în... Deci ăsta era acolo în ovarul stâng, acele două discuri de aici, din la jumătatea abdomenului. Văd vezica urinară, parcă văd pe ea un unghi de 90 de grade, ca două lamele, să zicem așa, care formează un unghi de 90 de grade și care înconjoară vizica. Văd deformare la vezica urinară datorită acelui implant. Da, îl ia și pe acela. Iar piciorușul drept, îl văd strâmb, nu e drept, normal ca un picior normal. Are o tijă, tija normal trebuie să fie dreaptă, dar are ceva un pic așa încovoiat care îi face, știi cum e Dragoș la Dana, și la vezica urinară și la picior, parcă alea le avea de când lumea și vezica s-ar fi modelat în funcție de acel unghi, piciorul drept, pardon, scuze-mă, a Danei parcă s-ar fi strâmbat din cauza acelui implant pus acolo. Ca niște atele puse, nu știu, aiurea, ce văd la Dana. Bun. Și aici, în partea dreaptă, exact aici, la bazin, Dragoș, parcă ar lipsi o bucată din bazinul ei, din osul bazinului. Gata. Mona, Da. spune-le și la Mateus și la Tausis să se apuce și să scoată absolut toate implanturile care le-au pus, inclusiv Promos. Crocodilul scoate tot.
ce avea el din abdomen, din picioare, din bazin, din zona asta a ficatului. Dragonul tot așa din zona ficatului își scoate, dragonul își scoate din zona ficatului aici așa. Ce are și de aici îi provenea și oboseală, nu numai oboseală mentală și oboseală din cauza ficatului, din cauza fierii. Așa. Faptul că acest reptilian crocodil a stat în zona toracelui, neavând sorți de izbândă prea mare, chiar dacă el era, dar totuși îi manipula o parte din energie pentru a trăi. Îi simt aici, așa, în zona asta dreaptă și în zona stângă. Exact cum vedeți voi palmele mele, degetele mele, parcă ar fi niște jumătăți de sferă care energia din toracele Danei ar fi ținută în acest loc, doar în acest loc și nu ar fi lăsat să se fluidizeze din cap până în picioare. Pot să spun că chakra din piept, Mona. da, a luat, da, dragonul și-a din capul și din capul Danei și din ochișorii Danei și aceare de la și din nas. Nu știu, la nas, nu știu dacă a avut vreodată polip sau are polip. Văd ceva aici în dreptul nasului, în dreptul sinusurilor, ceva care ar fi obturat un pic respirația. Dragonul tot din cap și a niște, nu neapărat sfere, ceva con, niște sfere conice, să zicem, de o lumină galben-verzuie, le avea aici în emisfera dreaptă, dar în și știi cum era Dragoș aici la Dana, cei doi lobi, da? Ei, doar partea asta și partea asta, partea aceasta a lobului stâng și partea aceasta a lobului drept, parcă erau cel mai intens folosiți. Nu știu, restul lobii în general parcă îi văd așa un pic negri. Dragonul și-a din cap tot ce băgase el. Toate implanturile. Nu știu, aș putea spune multe despre acele implanturi, ce făceau și ce câte informații puteau să capteze și la rândul lui câte informații putea să-i dea Danei să o folosească. Întreabă toate Așa. entitățile Da. care dintre ele au făcut ca umărul și brațul drept al Danei să îi rămână blocat acum 9 luni. Crocodilul. Bun. Cum Dumnezeu a făcut tembelul ăla când era băgat într-o colivie? Oh. Așa băgat în colivie, totuși manipula energia Danei, să știi. Nic și al dracu. Aici umărul îl văd negru. Ți-am spus că de la cot în Da. jos o văd neagră. Da. Aici umărul văd negru, 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 negru. Deci e un negru închis. Atât Da. ce mai e câtuși de cât luminos e partea asta a mânuței, atât. Încă câtuși de cât putea să o manevreze. Dar partea dreaptă eu o vedeam Mona. neagră. Da. Este suficient să-mi spui odată, fără foarte multe detalii, te rog. Acum, întreabă a care dintre aceste entități știu ce s-a întâmplat cu sânul stâng al Danei acum 10 ani? Văd o formă în sânul stâng. E o semilună Da. și aici are o tijă. Deci o semilună neagră, de culoare neagră și o tijă. Care și cum pare o broșă, știi, ținută aici. Nu pot să-mi dau seama ce înseamnă acest semn, dar asta văd în sânul ei. Cine a pus acest ceva?
dragonul. Bun. Deoarece dragonul avea și partea inimii. Întreabă-l de ce a fost atât de binevoitor să pun acest implant. Cu ce l-ajuta? Motivul? Da. Acel semn îl folosea ori de câte ori era nevoie să îi umble la inimă. De ce vrea să-i umble la inimă? Nu era doar controlul mental, era și doar și controlul emoțiilor, Ok, răilor ei superioare, vibrația mare. ce are de a face inima cu sânul? Sunt două organe total diferite. Nu știu, îmi spune că era locul unde acel semn putea să stea și în același timp să oprească. Văd în sânul stâng, văd niște. Știi cum e, ca și cum ai privi la microscop, Dragoș, o bucată de, nu știu cum, de material de studiu, cu multe bacterii, virus și așa mai departe ce sunt. Ei, exact așa îi văd sânul stâng a Danei. E ca și cum acea vibrație care o avea ea, multicoloră, doar în sânul stâng, ținea acea broșă sau acea cheie, eu zic cheie, nu știu de ce, deoarece acel semn l-ajuta pe dragon ca și cum ar învârti un ceas. Învârtea inima, învârtea, manipula emoțiile și trăirile ei, a Danei. Ok, Mona. Și acel mediu ținea foarte bine acea cheie sau acel semn. Mona, Da. sper că o să fii conștientă de un lucru. Tocmai m-ai îndrumat să mă uit la microscop în sânul doamnelor. Pentru chestia asta o să dorm afară pe balcon și vezi că e zăpadă. Nu, zăpada ca zăpada, dar e frig. Ah, Ție nu-ți place. mulțumesc. Bun, Da. ok. Au scos absolut toate implanturile din Dana? Da. Bun, să le distrugă pe toate. Da. Mai verifică, te rog, dar rapid, în 2 secunde, dacă a mai rămas vreun implant. Dragonul, aș fi dorit să-l scoată și din zona gâtului Danei, Să scoate acel tot. cerc. Să-l scoată. Să nu lase nimic în ea. Nu-l scoate, dar în schimb parcă-l rupe în patru părți și lasă să curgă energia de prin gât. Bun, perfect. Acum transmite, te rog, Danei, să le spună la ambii tântălăi că din acest moment absolut orice pact, contract sau înțelegere care a avut cu ei, le rupe. Să le rupă în față și să-mi spui ce se întâmplă. Le-a rupt cu o satisfacție. Super. Ok. Gata. Acum să-și deschidă amândoi câte un portal intradimensional și să plece unde vor ei. Doamne, crocodilul și-a pus mâinile așa în cap, bun că s-a terminat. Așa au făcut și a plecat. Sper că a plecat rujat. Nu. Cheamă-l înapoi. Glumeam, lasă. Numai că nu e jale. Nu știu, dragonul curios n-a făcut plecăciune, n-a mulțumit, dar instinctul lui a fost de respect, pot să spun, față de această entitate numită Dana. Super. Ca și Bun. cum colaborarea între cei doi a fost ok. Benefică mai mult pentru el. Da, bineînțeles, dar oricât. Bun. Acum, cheamă-l pe prietenul nostru, Rafael Sorino. Rafael, corect.
Chiar mă gândeam la el că e nevoie la Dana. Nu știu, o văd pe Dana că s-a muiat. Nu mai e femeia dură pe care am cunoscut-o la început. A venit Rafael, ne-a salutat. Să lase vrăjelile, atinge-l, citește informația ADN și fii sigură că este el. Se ascunde această entitate. Dă-i un ștânfund și trimite-l printr-un portal. Exact, exact. Care e nivelul Avea vibrațiilor tale? pene. Îmi vine un milion O trei să sute număr de la 1 optsprezece. la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de 2 infinități. 1, 2, 3. Acum strigă la el și o să vezi că vine. El. Da, a venit. Totuși, atinge-l. El este. Perfect. Mulțumește și spune să se apuce de treabă la Dana. Are meticulozitatea aia Au, Doamne, iar stă o oră. Nu, speră că nu. S-a așezat și începe de la picioare, iar dar de la genunchi în sus începe să lucreze la Dana. Este la Transmite. piciorul drept, da? Transmite-i, te rog, că nu știu ce se întâmplă cu ei, cu arhanghelii ăștia, dar deja mi se par puțin cam perverși. Tot timpul la femei încep de la picioare. Da, de la toți încep de jos și la coloană încep de jos în Opa! sus. Ok, bine. Era o glumă. Ne scoate din dreptul ficatului, deasupra ficatului. Parcă îi scoate o muscă moartă. Ok. Pe bune, îi scoate ceva cu o mâzgă. Parcă Dana avea aici, în dreptul ficatului, ceva nasol. Da, Una, da. acum câteva sesiuni ai spus sau ai văzut sau erai revoltată că tot timpul unde stau aceste entități lasă dezastru și Da, mizerie, iar resturi, Rafael. reziduri, curăță tot, exact, dar să știi că așa este. Ok. În abdomen, aici unde acea entitate gen crocodil, în ovarul stâng, își pusese, acum Rafael, parcă a curățat și iese un canal de energie curat. Aici, în dreptul de la vezica urinară în sus, parcă e un șiret negru, pestrițat, iar arhanghelul curăță vezica urinară prima dată, o curăță efectiv. Parcă e neagră, e curăță negreala, e acum e roșu și acum devine ușor, ușor curată, au culoare deschisă. Văd o flacără, normal că de foc, portocalie în dreptul intestinelor, pot să-ți spun. Da. Umblă la ovarul drept. La ovarul stâng e un picuț mai multă treabă, dar imediat face curățirea. Mai scoate ceva de acolo, să știi, ca, nu știu, ca un dop, îmi vine să zic. Ok. Curăță. E curat jos aici. Se vede foarte bine aparatul genital, se vede vezica. Aia vreau să zic, Ei. nici nu vreau să mă uit unde mi-a răstu. Continuă.
Stomăguțul este curat, i-a dat acele pliuri sau nu știu cum avea, ca niște volonași, așa, ca niște aripioare de la anumite, cum să spun eu, de la anumite pești sau de la anumite meduze, așa, nu știu cum avea niște aripioare pe stomac, s-au curățat, nu mai sunt. Intestinele, îmi vine să spun că l-a curățat cu foc, în sensul la propriu. Deci chiar foc, ca și cum ar fi băgat foc printre intestine și ar fi curățat totul. Văd intestinele albe, Da. stomăguțul alb, la fel. Aici, în dreptul ficatului, văd ceva, nu mi-a plăcut. Și în momentul în care a scos acea muscă cu mâzgă, cu urât, 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 pot să spun urât. Nu știu, parcă îi liniștește ficatul. E cuvântul care îmi vine să spun, e ok, funcționabilitatea ficatului este bine. Să vedem vezica, nu vezica, bila, scuzați-mă, bila. O detensionează, pot să spun. Parcă îi cristalizează ceva acolo la fiere. Da. Bila. Bila. Efectiv, parcă, nu știu, așa cu un click, i-a detenționat și ficatul, și fierea, și bila. E mult mai liniștită zona asta. Mi-aș dori, cel puțin eu, mai văd într-adevăr o culoare, un verde turcoaz în dreptul fierei și mi-aș dori să văd peste gata. S-a îndeplinit. Fierea a intrat într-o stare de liniște, nu mai e atât de tensionată, nu mai provoacă durerile alea, ca și cum era o durere coaptă de nu mai putea suporta. Ok, ne apucăm de plămâni. În dreptul, pot să spun, a plămânului drept, văd o inflorescență și nu-mi plac mie inflorescențele astea. Lui Rafael îi plac? Nici lui. Ok, Exact atunci aici. spune-i să tacă și să-și rezolve problema cât mai rapid. Îl rog frumos. Da, exact ce am văzut. Ce anume? E, o inflorescență, un ciorchine. Bun. E ca și cum ar săpa adânc în plămân și ar dori să ia rădăcina, deci cu tot acea inflorescență, ar dori să o iei cu rădăcină, cu tot, să lese plămânul curat. A Da. reușit. A dat de rădăcina acelei inflorescențe, a scos, într-adevăr, o scoate și îl pune deoparte aici, în partea dreaptă, în afara corpului energetic. Efectiv, acum regenerează cu celule plămână. Bun. Să ne uităm la sânul drept. E bine. Sânul stâng. Sânul stâng parcă nici n-ar fi. Parcă a rămas doar locul. Să nu stâng, parcă e mâncat. Parcă e nu o gaură în mod special în piele, dar parcă nu e. Un pic aici e, un pic mai e, un pic de țesut al sânului, dar în rest, parcă ar fi o gaură. Dana îl configurează din punct de vedere energetic.
efectiv cum se formează și la capătul acelor celulei ceva foarte puternic, luminos, se formează la nivel celular totul. Ok. Inimioara o lăsăm la sfârșit, ne apucăm de, și tot la sfârșit lăsăm și pielea. Ne apucăm de gât. Văd tiroida, lobii tiroidei, corpul de susținere a celor doi lobi tiroidei. Sunt bine, sunt bine. Lobul drept un pic, dar este ok, nu contează, este sizabil. Ne uităm acum la ochișor, la gură, la nas. Aici de la nas îi taie ceva. Aici, în partea aceasta. Din, în gura Danei, nu știu, aici la gura Danei, parcă ar avea o floare, un crin întors invers. Petalele sunt aici lipite de gură și tulpina ar fi în zona aceasta. Eu ia, efectiv eu ia și lasă gura liberă deschisă. L-am spus la nas, deja e curățată. Ochii să vedem acum. Un ochi, parcă cel din partea dreaptă, parcă e un pic așa dus mai încolo, îi poziționează. Parcă ar fi avut ceva lipit de ochi să nu vadă. Ok. Ochiul stâng. Lasă un pic totuși ochii și se apucă de creier. De pe creier îi ia, de pe lobul drept, o poșghiță neagră. Eu de jos se vede lobul creierului, lobul drept al creierului este alb curat. Lobul stâng, e ca și cum ar fi avut o husă, ambii lobi. Ilea și de pe partea stângă. Aici este o elice, exact aceeași elice cu trei limbi, trei palete. Da. E ca și cum ar fi o antenă, Dragoș, aici în spate, la Dana. Este o Ok. antenă. Bun. 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 Acum ochișorii. Ochișorii. Pot să spun că parcă le-a luat ceva, o energie de pe ei. Și nu știu dacă Dana simțea niște înțepături în ochiul stâng. Ok, ochiul stâng este gata, ochiul drept este gata. Pielea și gata, cred că. Într-adevăr, pielea dânsei parcă o văd cu găuri, dar sunt niște mici pete negre pe ea, ca un fel de acne, să zicem, sau coșuri negre, sau nu știu cum să le spun. Văd oricum pete negre pe pielea ei. Parcă ar fi o piele nu neapărat moartă, o piele întreruptă, piele Da. cu găuri. Știi cum îi face? Parcă e un covor pielea ei și bate ca de sărbători. Știi, lumea se mai duce și la bară și mai scutură covoarele. Exact așa, parcă îi scutură pielea Danei. Parcă dă anumite șocuri și acele pete cad efectiv de pe ea, precum praful, precum particulele de praf. Da. E o piele mult, mult mai energizată și mult mai eficace, mai sănătoasă. Gata, Da. gata, Dragoș. Pot să-i spun că e gata. Deci energia Danei este de
16.980. Îi Cât? ridică un pic vibrația. 23.000. Da, a ajuns la 42.000. Eu las atât. Spune stop. Este suficient. Și acum vrea să se uite un pic la inimioara ei. Și pot să spun după inimioara că e gata. Nu mai putem face nimic la Dana. Totul e bine. Bun. Să verifice sufletul. Sufletul Danei. Parcă cineva i-ar scrie ceva pe sufletul Danei. Este o entitate, pare femeie, este îmbrăcată în negru, nu-i simt răutate, nu-i simt nimic. Este partea maternă, nu știu dacă e mama ei. Nu știu, văd o imagine. Deci este această doamnă care stă înșezut pe o băncuță mică și pe o coală lungă, lungă, lungă de hârtie scrie ceva acolo. Dar parcă ar fi o totuși voală unei brochii de mireasă. Nu înțeleg. Ok, nu contează ce imagini văd. Sufletelul Danei parcă ar fi întreg, dar anumite părți din coajă parcă ar fi cu găuri și parcă ar fi un perete de la, nu știu, din țările călduroase, cu găuri în el, perete cu Bun. găuri, așa este. Perfect. Să-i cuprindă sufletul între mâinile lui și să-l energizeze suficient până devine omogen și compact. Îi suflă efectiv, parcă o energie, un vânticel, așa, un aer peste sufletel și se ca și cum l-ar zidi, l-ar uni, l-ar întregi. Da. Îi plac fundele, nu știu cum, Danei, nu pot să înțeleg, parcă îi pune o fundă din un voal. Ca și cum acel suflet ar avea legat o diademă, în ghilimele, din voal, o bentiță din voal cu fundă. Mona, mă las să vorbesc cu Rafael. Da. Rafael? Da. Salutare, ce faci? Păi da, de treabă. Asta este. Explică-mi, te rog frumos, dacă știi, bineînțeles, dacă a fost alegerea Danei să fie singură în viața actuală. Da, deoarece a considerat că menirea ei este de a lupta singură. Ok, bun. Mai ai ceva de făcut la Dana? Nu. Perfect. Dar mă bucur că acum își hrănește partea delicată a ei. Poți să ne ghidezi rapid, dar rapid, nu cum te miști tu, în viețile ei anterioare? Sau trebuie să mergem noi? Mergem împreună. Super. Câte vieți anterioare a avut pe pământ? 16. Wow. Cam prin ce țări? Țări mai Țări importante. arabe, țări arabe. Da.
A încercat o singură viață în China, doar o singură. Multe, multe vieți în Arabia. Ce a tras acolo? Cultura. Modul de a se autoeduca. Avea libertatea, dacă putem spune așa, să-și depășească anumite limite în tihnă. Ca și cum experimenta anumite lucruri. A fost și în Germania. Care este prima ei viață pe această planetă? În anul 136 În ce țară? înaintea lui Hristos, în partea Egiptului. În partea Egiptului, bun. De ce are anumite, sau nu, de ce este fascinată tot timpul de civilizațiile extraterestre, de Pleiade, de Atlantida, alte planete? Într-o anumită viață în America de Sud, a fost astronom. Da. Bărbat. Ca Mă. bărbat. Da. Teguan. Cum? Tiguan? Te, Teguan? și avea și un Q, Tequan, ceva genul. Ok. Tequan. În ce civilizație s-a născut în acea viață? Era un trib. W E Z Ezem Wezem cu W E Z E M ca într-un trip Wezem. Rafael, Da. poate greșesc, dar în America de Sud sau America, să zicem, neinteresant, Da. continentul America Da. de Sud, nu au fost acolo ca și civilizații Inca, Maya, Aztecii? A, da. Ups! Ea a avut vreo viață în una dintre ele? În tribul acesta a fost, știa foarte bine Ok, tribul să ăsta. citească stelele. Da. Tribul ăsta, din ce civilizație făcea parte? Dumnezeule, trebuie să vă întreb ca pe copii. Cum? Astec. Asteci? Vine, da, Oh. astec. Orică era Inca, orică era civilizația Maya, orică era civilizația Asteacă, toți au fost foarte înaintați în astronomie și colaborau cu Anumite. extraterestri, bla bla bla, pe care îi considerau Deci. zei și așa. Ce? Cum? Anumite specii de extraterestre, da.
Uite, vezi, am pierdut 10 minute cum puteai să-mi spui direct. Doreai anumite cuvinte mult mai palpabile, să zicem. Mulțumesc mult. Era foarte simplu să-mi spui, băi, tântăleule, a fost într-un trib care era din civilizația asteacă. Super! Am spus. Ah. Ok. Deci acum înțeleg de unde vin aceste tentații sau aceste curiozități despre extraterestri. Astronomie, da, și spre Da. extraterestri. De Dar în ce? majoritate am foarte puține vieți. A fost măritată sau căsătorită. Păi presupun că de asta este și un spirit atât de puternic, Da. pentru că a ales calea să răzbată singură în viață. Doar în 4 vieți a fost căsătorită din 16. Am Este patru. liberul ei arbitru. Bun. Din Atlantida a fost? Nu, dar s-a colaborat Cu cu Atlantic? anumite entități, da, a colaborat cu anumite entități prin meditații. N-a Perfect. fost acolo. Bun. Bun, Rafael, reveniți înapoi în prezent, te rog. Da. Mulțumesc mult. Poți să te întorci, să mergi unde dorești tu. Iar acum lasă-mă cu Mona. Da, Dragoș. Cum te simți? Interesant. Mm. Ba, am o durere aici, dar nu o bag în seamă. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate durerile care le ai vor dispărea. 1, 2, 3. Gata. Aveam senzația că aveam o gaură aici, pe partea aceasta dreaptă. Perfect. S-a umplut, s-a înfundat, cum se zice. Bun. Mulțumește acum Danei. Da. Bun. Acum ne întoarcem înapoi în prezent. Deconectează-te de tot și de toate și închide toate canalele. Închide toate canalele și sigilează-le prin foc. Eu o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet. Ești liberă, ești liniștită. Simți cum vibrațiile înalte se întorc înapoi în tine. Simți această forță care se aprinde și ți energizează tot corpul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.